Mie mi se pare ușor răutăcioasă Simona. A venit Carmina să spună în bucătărie pentru că probabil era rândul ei și i-a zis că cum o pot să speli, cu ăsta am spălat și la baie, am spălat și în living, acum spăl la bucătărie cu el, că e scârbos, nu știu ce. Fetele spuneau, păi parcă mai avem un mop, păi du-te fată și schimbă-l, nu știu ce. S-a dus Carmina, schimba mopul, a venit să spele. Așa sper, nu mai sper și tu mopola. Eu frec aici în bucătărie, nu știu cum. Bun. Dai așa în bajocuri, așa dai și acasă. Vorbe de genul. Îi spune ce rea ești. Dacă eram rea, mă duceam la somn. Dar uite că stau cu tine aici. Mai spală și tu mopola. Că ai dat cu el jumătate de bucătărie, nu-l mai spală și tu? Eu înțeleg că poate Carmina nu prea se pricepe sau ceva de genul, dar mi se par prea răutăcioase vorbele astea. Știți vorba aia, tot nu-l face muzica, iar mie nu mi s-a părut deloc un ton prietenos. Nu a făcut decât să o facă să se simtă prost pe Carmina și până la urmă nu cred că merita, pentru că am văzut-o pe Carmina extrem de prietenoasă cu Simona, mereu stă cu ea de vorbă, tot timpul îi povestește, îi arată lucruri. Chiar nu înțeleg de unde schimbarea asta așa. Nu știu, dumneavoastră, cum o vedeți pe Simona? Mie mi se pare schimbată de câteva zile și cu Andrei și cu fetele.